Ministerul Sănătății a anunțat oficial că în cursul nopții de 11 spre 12 februarie a avut loc un atac cibernetic masiv asupra serverelor de producție pe care rulează sistemul informatic HIS. Hackerii au paralizat luni activitatea în 25 de spitale din România, printre care și Spitalul de Pneumoftiziologie din Brad. Potrivit managerului Liliana Stolnicu, sanatoriul din Brad este doar o victimă colaterală a hackerilor. Pacienții nu au avut de suferit din această cauză, doar partea administrativă. Cum se derulează activitatea acum? În condiții normale, cu oarecare dificultate. Adică nu se resimte la nivel de pacient. Cam cât credeți că va dura această situație? Păi, situația nu este generată de noi, deci și remedierea nu este în sarcina noastră. Atacul a fost făcut asupra, mă rog, serverelor furnizorului nostru de soft medical, Romanian Soft Company SRL. Noi suntem o victimă colaterală și, în consecință, tot dumnealor sunt cei care, la acest moment, evaluează posibilitățile de remediere a situației. Din datele pe care le avem deja de la ei, sunt într-o fază avansată de soluționare și zilele acestea ar trebui să reintrăm în normalitate. Normalitatea, din punctul nostru de vedere, al activității din spatele pacientului. La nivel de pacient, acest lucru în cadrul sanatoriului nu s-a resimțit. Pacienții sunt internați, externați, noi le oferim absolut toate, le furnizăm serviciile de care dumnealor au nevoie, vorbesc de serviciile medicale, activitatea se desfășoară în condiții de normalitate la nivel de pacient, cu oarecare dificultate în spate, în partea de infrastructură. Am ajuns din nou la registre, la celebrele registre.